Bună, dragii mei, bună, suflete frumoase! Facem astăzi o etalare în două variante de răspuns cu subiectul ce ar vrea să-ți spună, dar nu are curaj. Această etalare mi-a fost propusă de Ela și am zis că ar fi de interes public, așa că de ce nu? Deci, mesaje din partea celuilalt, da? Mesaje pe care le ține acolo ascuns în suflet, cuvinte cheie, lucruri pe care și-ar dori să vi le spună, dar nu are curaj. Numărul 1 și numărul 2, aici am ales pentru voi piatra soarelui, iar aici avem turcoazul. Și haideți să vedem, o să folosim pentru această etalare mai multe pachete de oracol și un singur pachet de tarot sau vom vedea. Bun. Că eu tot zic chestii la început, iar apoi mă răzgândesc între timp și nu mă vă bag în confuzii. Bun. Piatra soarelui. Deci mesaje din partea persoanei voastre iubite. Ce ar vrea să vă spună, dar nu are curaj. Haideți să vedem. O să vreau de aici o cărticică, două. Ia să vedem ce mesaje. Persoana asta și-ar dori ca tu să fii un pic mai suportivă, să suporți, să-l suporți, să-l asculți, să-l susții, să ai mai multă grijă de el, de ea, ceva în genul ăsta. Să tolerezi anumite lucruri în unele cazuri. Să faci un efort și să-i arăți că-ți pasă, să-ți arăți afecțiunea față de această persoană. Numărul 45 avem aici. Ok. Interesant. Bun. Să fii mai... Cam asta ar vrea. Să fii mai... Mai mămoasă. Ok. De aici. În unele cazuri, probabil că își dorește ca tu să faci un drum, să mergi către această persoană. Aici avem numărul 45, 47, deci următorul pas ar fi ca tu să mergi către această persoană sau să faci un pas, să faci primul pas în unele cazuri. Bun. Ce mesaje mai avem? Iarăși, compasiune. Da, compasiune. Să iubești, să fii plină de compasiune. Am impresia aici că persoana asta își dorește foarte mult afecțiunea ta. Își dorește ca tu să fii mai afectuoasă în cazul în care ești o doamnă, dacă ești un domn de asemenea. O să mă adresez vouă ca fiind partea feminină, pentru că sunteți în număr majoritar. Dar în cazul în care sunteți un domn, puteți să inversați rolul. Bun. Deci cam asta e ideea. Își dorește foarte mult din partea voastră. Văd că mesajele mi ies cumva la fel, da? Să fii mai... să oferi dragoste și compasiune vis-a-vis de această persoană. Și iarăși avem aici... cum să zic? Să ai grijă de el sau ceva în genul ăsta. Să ai mai multă grijă de el. Să intre așa un pic în rolul de mămică, văd. Bun. Și aici avem uniunea și angajamentul. Am impresia că în unele cazuri persoana asta și-ar dori să, cu angajamentul aici, și-ar dori foarte mult să treacă la următorul pas. Și-ar dori foarte mult să creeze un angajament serios cu voi, da, să-și creeze uniunea cu voi și angajamentul acesta cu voi, dar are nevoie de mai mult suport din partea voastră, din câte văd. Ok. Bun. Iar de aici am un oracol care e foarte interesant, deși imaginile nu sunt chiar atât de drăguțe, dar mesajele sunt destul de directe. Și haide să vedem și de aici o carte. Iubire, ui ce frumos. Opa,
dar și separare. Dar și separare. Nu. Indiferent dacă sunteți separați sau nu, văd că persoana asta își dorește foarte mult să se împace, își dorește să fie cu voi. Bun, asta ar fi un alt mesaj din partea persoanei voastre iubite. Și acum hai să vedem ce ne spune tarotul. Iară s-a blurat camera mea. Ia să vedem. Ups, măi, ce multe au căzut. Nu s-au întors, așa că le las. Șasele de cupe și cavalerul de pentacule. Șasele de cupe mi-arată faptul că persoana asta simte că uniunea dintre voi este uniune de suflete pereche sau că vă cunoașteți de când erați copii. În alte cazuri, vă cunoașteți într-o viață anterioară. Este o legătură de suflete pereche aici. Este o legătură de... Legătura aceea de care tu nu te poți desprinde cu una, cu două. Chiar dacă lucrurile merg așa foarte încet între voi sau poate chiar sunt stagnante în această perioadă, cu cavalerul ăsta de pentacule aici, deci cam aia e ideea. Ideea este că persoana asta văd că își dorește foarte mult uniunea cu voi, își dorește foarte mult să treacă la următorul pas, să facă următorul pas. Ce mai văd aici este faptul că își dorește ca voi să fiți un pic mai înțelegătoare sau să fiți un pic mai indulgente. Ăsta era cuvântul pe care îl căutam mai devreme, indulgente. Bun, hai să vedem ce ar vrea să vă mai spună și nu are curaj. Optul de pentacule, că își dorește să se implice, își dorește să muncească pentru această legătură. E, da, aici avem și un nou de pentacule, își dorește independența financiară, văd foarte mult să muncească pentru această independență financiară. În unele cazuri, cu noul ăsta de pentacule, posibil ca această persoană să-și dorească să se implice într-o legătură cu voi sau să fie implicată în această legătură cu voi, dar în același timp să-și păstreze independența, da? Să-și păstreze libertatea, adică nu vrea să simtă că este constrâns sau constrânsă sau vede cumva legătura aceea serioasă, stabilă, ca fiind o... ca fiind ceva prea păsător și atunci își dorește legătura cu voi automat, pentru că am aici cartea îndrăgostiților, da? Simte legătura asta într-un mod foarte profund, dar nu cred că își dorește neapărat să fie totul ca la carte, da? Și-ar dori cumva să-și păstreze și independența în același timp și ăsta e un lucru bun, adică, nu știu, mie mi se pare ok, nu trebuie neapărat să îți pui ștreangul de gât în momentul în care ești cu cineva, da? Bun. Altceva. Ce mesaje mai avem? Pajul de spade. Da, e un pic suspicios, suspicioasă. Urmărește cu atenție, are nevoie de mai multe informații. Are o neclaritate în legătură cu un anumit lucru și tot urmărește. Dacă pajul de spade e așa, cel care nu prea pune botul, cum s-ar zice, la orice... Și e așa un pic suspicioasă persoana asta în legătură cu anumite lucruri, are nevoie de mai multe informații. Ok. Pajul de spade vine atunci când tu, da, când tu te interesezi, uite, pe ascuns, se interesează de anumite lucruri, ceva ce ascunde aici vis-a-vis de voi, ce ascunde, faptul că este curios sau curioasă în legătură cu anumite lucruri legate de voi. cu șaptele ăsta de spade, deci face niște lucruri pe ascuns, în unele cazuri posibil să urmărească mesajele pe care voi le scrieți cuiva sau să urmărească activitatea voastră. E așa un pic suspicioasă persoana asta. Un picuț. Ok. Și aici avem nebunul, da, pentru că nu vrea să facă o nebunie, nu vrea ca această legătură să fie ca și o, să meargă așa orbește, da. De aceea tot urmărește, pentru că am întrebat în mintea mea de ce tot urmărește, ce nu-i convine. Se teme să nu facă o prostie.
se teme ca legătura dintre voi să nu fie o prostie, să nu fie... Dar nu vă va spune lucrul ăsta pentru că avem șaptele ăsta de spade când lucrurile astea le face pe ascuns, da? Le ține departe de ochii voștri. E ca și cum simt foarte multă iubire pentru persoana asta, da? Dar în același timp își ia maja aia de eroare acolo. Are asul în mânecă pe care și-l ține destul de bine. Nu e 100%, aș putea să spun că nu are încredere 100% în voi. Așa cam în trei cuvinte, da? Nu are încredere 100% în voi. Bun. Ce mai avem aici? Judecata. În cazul în care sunteți despărțiți, persoana asta și-ar dori foarte mult o împăcare. Are o revelație aici, văd. Mai scoatem o carte și apoi le clarificăm. Magicianul. Magicianul, 4 de spade, sunt multe cărți, 3-ul de cupe și steaua. Am zis că mai scoatem o carte, așa că lăsăm doar magicianul. Bun, și la capătul pachetului văd că avem un 3 de bâte. Da, persoana asta preferă să mai aștepte un pic, să mai aștepte, să vadă ce se mai întâmplă. E așa un pic în dubii, în legătură cu voi, în legătură cu... cu toată situația asta, dar văd foarte mult că își dorește și se gândește aici la un angajament serios. Deci în cazul în care persoana asta, de exemplu, nu prea spune sigur ce și cum, mi-este foarte clar că are în minte un angajament serios, dar sunt anumite lucruri care îi cam dau cu virgulă în legătură cu voi, da? Și până nu le clarifică, nu face absolut nimic. În momentul în care își clarifică toate aceste lucruri care îi dau un pic cu virgulă aici, probabil că o să treacă la următorul pas. Dar vrea siguranță, din câte îmi dau seama, vrea siguranță omul ăsta, deci nu vrea să se arunce așa cu capul înainte, la risc, să nu vrea să riște. Dar, având în vedere că avem aici nebunul și magicianul, totuși, eu zic că până la urmă va face un pas către voi, un pas important către voi. Pentru că ăsta e un nou început aici, un început serios, care va dura, va fi ceva de durată, pentru că avem arcane majore, da? Nu e ca și cum, cum să zic eu, așii, de exemplu, când îmi apar, sunt noi începuturi care se pot și stinge la fel de repede. Pentru că, într-adevăr, apare ceva nou, dar acum depinde. Uneori s-ar putea să fie de lungă durată, alteori s-ar putea să fie doar un foc de paie. Dar având în vedere că avem cele două arcane majore, care începe, da? Avem nebunul și numărul 1, magicianul. Deci vrea să pună bazele a ceva serios și stabil și de lungă durată. Numai că o să vedem aici să clarificăm ce îi dă cu virgulă acestei persoane în legătură cu voi. Ceva n-are încredere 100%. Nu astea, unele mai micuțele vreau, dar nu le văd. Astea, roșii. Bun, hai să vedem șaptele la acolo, ce-i cu el, șaptele de spade, cartea celui care se ascunde. Și pajul de spade poate fi cineva care se ascunde, da? Ia să vedem cei care-i treaba aici. Familie fericită, familie fericită, familie împlinită. Da, măi, deci eu asta văd aici că se teme un pic, că vrea să facă ceva frumos alături de voi, dar vrea siguranță în același timp. Cam asta simt. Ia să vedem pajul ăla, ce-i cu pajul ăla, ce tot urmărește. Tot se uită, tot se gândește, tot stagnează aici cu spânzuratul. Carul și moartea. Da, se tot gândește la lucruri serioase, dar în schimb, știți ce mi se pare? Am văzut și carul și moartea aici și spânzuratul. Persoana voastră cred că se gândește în felul următor, zice, măi, o să fim noi în stare în momentul în care, dacă mă angajez, da, să merg mai departe alături de persoana asta, în momentul în care o să dăm de greu, o să fim în stare să trecem peste toate cele, probabil că are teama aceea că nu veți fi fericiți întotdeauna, da, că nu pentru totdeauna va fi fericire și bine. Că în momentul în care nu va mai fi bine,
veți fi în stare să rămâneți împreună sau unul dintre voi va fugi. Hai să mai văd. Asul de bâte. În schimb, are foarte multă pasiune pentru voi și pentru legătura asta. Da, se simte un pic așa, cum să spun eu, e ca și cum e îndemnat de pasiune, da, să fie alături de voi, să treacă la următorul pas, la următorul nivel, dar în același timp are lucruri care, da, e frică să nu fie rănit. Să nu fie rănită, e frică, se teme așa un picuț. Ce mesaje, ce v-ar mai spune persoana asta, ce v-ar mai spune? Ce-i cu separarea asta aici? Hai să vedem, să clarificăm separarea aia, că nu știu de ce mi-a apărut. Oh, măi, da, a fugit departe, rău, nu mă duc după ea. Nici nu o văd. Stați puțin, că nu știu ce carte e și trebuie să știu. Unde-i fugit? Da, bineînțeles. Asul de cupe a fugit. Asul de cupe. Pentru unii dintre voi, în cazul în care sunteți separați de această persoană, văd că e ca și cum persoana asta nu crede că va mai exista împăcarea. Asul ăsta de cupe mi-a zburat la mama naibii. Ca și cum cartea asta a vrut să se ascundă, a vrut să fugă de noi, da? Deci persoana asta nu crede că va mai fi ceva, în cazul în care sunteți separați, în cazul în care sunteți împreună, pentru că aici văd persoane, unii sunteți împreună, alții nu. Treiul de cupe și regele de cupe. Da, acum am înțeles de ce persoana asta își dorește totuși independența asta aici. E ca și cum, tot repet chestia asta și nu e chiar ok. Cu treiul de cupe și regele de cupe, persoana asta iubește, dar iubește pe toată lumea, ceva în genul ăsta. Nu pot să stau numai alături de tine, da? M-aș simți constrânsă. Este o persoană sociabilă, din câte îmi dau seama, este o persoană care nu se poate dezlipi de prieteni, de anturaje, de toți ceilalți. Cumva iubește pe toată lumea. E genul acela de persoană care își face foarte mulți prieteni, genul acela de persoană care se simte bine atunci când iese în societate, când este cu toată lumea în jur, când nu doar voi doi, da? Nu doar voi doi. Cumva dă iubire către toată lumea. Nu e o persoană închisă, nu simt aici să fie o persoană închisă. 4 de pentacule, 6 de pentacule. Patru ăsta de pentacule ține la ceva persoana asta, ține la ceva la care nu vrea să renunțe nici cum. Și își mai dorește o șansă. Probabil că în unele cazuri e vorba de voi, că își mai dorește o șansă. Da, se tot gândește aici cum să facă să mai facă rost de o șansă. Simt un pic că se schimbă povestea, ca și cum vorbim de altcineva, nu mai este aceeași persoană de care am vorbit un pic mai devreme. Hai să revenim aici la persoana de care am vorbit un pic mai devreme, pentru că aici mă interesează de ce îi dă cu virgulă acestui om. Ia să vedem. Treiul de bâte, da, mai așteaptă un pic, pentru că ceva nu e ok. Mi se pare că ceva nu e ok. Și 10 de pentacule. Și aici avem 4 cu 6, tot un 10 de pentacule. 10 de pentacule este familia aceea tradițională. Acum, de câte îmi dau seama, văd că persoana asta are un obiectiv aici, da? Să ajungă la a avea familie. Deci asta e destinația. Sunt 2 zecari foarte faini. 10 de pentacule, 10 de cupe. Își dorește și să fie fericit alături de voi, și familie fericită, și tradițională, și cu bănuți, și cu de toate, cu tot ce include această familie, vedeți? Dar, în același timp, în momentul de față, încă mai așteaptă un pic pentru a se lămuri, pentru a se clarifica, a se lămuri că poate avea încredere în voi. Regele de bâte. Cineva dintr-o zodie de foc, în unele cazuri,
cu regele ăsta de bâte sau cu marcaje puternice în zodiile de foc. Persoană care are totală încredere în sine. Și aici, treiul de pentacule. Să știți că și aici am văzut treiul de cupe, acolo treiul de pentacule. Eu am impresia că persoana asta nu poate renunța la anumite persoane din jur, da? La o a treia parte, a treia energie. Acum nu mă refer neapărat la triunghiurile amoroase, avem aici și treiul de spade, dar în unele cazuri poate fi și asta, pentru că avem prea mulți treiari. Există o a treia parte, da? La care nu știe dacă să renunțe, să nu renunțe, nu știe ce să facă. E o alegere pe care omul ăsta urmează să o facă sau și-ar dori să o facă, o alegere. În unele cazuri eu văd că persoana asta caută în grupul ăsta, în anturajul ăsta al său, caută persoana potrivită. Pentru că de ce? Și aici avem un grup de femei, aici avem un grup de femei, da? E ca și cum în jurul acestei persoane sunt mai multe opțiuni și tot caută printre ele persoana care este cea mai apropiată de energia aceasta de mamă, să știți, de mamă, de persoană care are grijă de el, de persoană care se îngrijește de el. Eu am impresia că persoana asta caută o naivitate într-un fel sau altul, caută pe cineva mai, nu știu dacă e bine să vă spun lucrurile astea sau nu, dar din câte văd, tot caută o persoană care să aibă grijă de el, clar. Deci nu neapărat caută o parteneră, ci omul ăsta caută o persoană care să aibă grijă de el. Scurt. Da? Uite, carul. Da, își dorește o familie, într-adevăr. Uite, regina de... Da. Și are de ales aici, ia uite. Are de ales. Carul. Își caută consoarta. Omul ăsta își caută consoarta, caută pe cineva cu care să facă o familie, dar criteriile după care se orientează nu sunt neapărat acelea de iubire, ci în special caută o persoană care să îi fie alături, dar într-un mod suportiv, așa, să-l suporte, să-i suporte metehnele, da, să-i suporte toate cele. Să-l tolereze așa cum este, fără să-l judece, fără nimic. Justiția. Vrea să se echilibreze, da, din câte îmi dau seama aici. Își dorește. Judecata și prințul. Eu zic că aș zice aici că vrea să lase în urmă. Vrea să lase în urmă aventurile și tot așa. Omul ăsta vrea să pună la casa lui. Din câte îmi dau seama. Uite, și are de oferit, da? Are ceva de oferit. Eu zic că ai ideea aici, că omul ăsta ce ar vrea să vă spună este faptul că își caută pe cineva, că își caută acum că sunteți voi sau că este altcineva, nu știu. Dar dacă sunteți voi persoana pe care omul ăsta o caută, e clar că asta își dorește din partea persoanei care îi va fi alături. Dorește ca acea persoană să fie înțelegătoare, să ia în considerare, ia uite, iarăși numărul 1, să ia în considerare ce are el nevoie, să fie foarte atent, foarte iubitor, iubitoare, depinde cine ascultă, da? Cam asta e ideea aici. Că își dorește o persoană care să-i fie alături așa cu tot sufletul, fără să pună prea multe întrebări. De aceea devine aici un pic suspicios, pentru că tot analizează și analizează și își dorește pe cineva care să-i fie consoartă, dar v-am zis cum, are și ceva condiții omul ăsta. Bun, cam atât am avut la numărul 1. Nu m-am așteptat să-mi iasă așa, sincer vă spun. Nu m-am așteptat ca mesajele să fie ceva de genul ăsta. Interesant. Deci cam ai ideea. Sper că ați prins-o.
Bun, dragii mei, eu vă pup și vă urez tot binele din lume, numai bine. Bun, am revenit cu cea de-a doua variantă pentru toți cei care au ales turcoazul. Haideți să vedem. O să extragem mai multe... O să folosim, de fapt, ce prostii vorbesc, o să folosim mai multe oracole din care o să extragem una, două cărticele pentru a vedea mai multe mesaje din partea acestei persoane vis-a-vis de voi. Hai să vedem. Bun. Ce-ar vrea să vă spună și nu poate... Opa, s-a întors aici o carte. Oh, ce frumos! Simte că această dragoste, că dragostea dintre voi este o dragoste adevărată. Ar vrea să vă aprindeți lumina din sufletul vostru, să vă aprindă lumina din sufletul vostru, din inima voastră. Foarte fain. Simte că sunteți dragostea vieții lor, că n-au mai întâlnit pe nimeni ca și voi. Simte o conexiune destul de profundă cu voi, doamnelor, domnilor. Hai să vedem mai departe. Ar vrea să vă aprindă, să vă aprindă sufletul, să vă aprindă inima, să vă aprindă călcâiele, să vă facă să vă îndrăgostiți sau ceva în genul ăsta. Bun, ce mai avem aici? Bucurie, bucurie, că se simte bine în preajma voastră, că simte bucurie, că simte entuziasm atunci când este în preajma voastră, când este alături de voi. Bun, nu uitați că aceste talări... Nu pot rezona cu toată lumea. Deci, cu unii dintre voi rezonează, cu alții nu. În momentul în care... Aici e o mică paranteză, pentru că mi-am adus aminte acum de niște comentarii pe care voi mi le-ați scris acolo, unii dintre voi, bineînțeles. Că n-are cum să simtă nu știu ce dacă m-a blocat. Măi nene, în momentul în care te-a blocat, în momentul în care persoana asta ți-a închis ușa în nas, deci e clar că acolo nu mai e nimic. Deci talările astea sunt făcute pentru cei care cred că mai există o șansă, pentru cei care cred că mai există o portiță. Dacă omul ăla ți-a zis verde în față, băi, nu am nevoie de tine, nu te vreau, închide ușa, că n-are rost, deci faci curent deja. Știi ce zic? Nu are rost să ce? Ce să mai aștepți? Nu? Dacă ai primit un verdict de nu, direct, așa, în față, e cazul să închizi ușa, deci deja nu-i bine acolo. N-are rost să tot tânjești după că ai vers pe pereți. Îmi cer iertare, nu știu ce să zic, dar e logic. E de la sine, înțeles că atunci când ți se închide ușa în față, tu cam trebuie să pleci. Bun. Ce mai simte persoana asta și ce mesaj ar vrea? Iarăși momente de bucurie, vedeți, abundență, să celebreze alături de voi viața, se simte bine în preajma voastră, iarăși aici avem bucurie, aici avem bucurie, simte că dansează atunci când este alături de voi, simte că sunteți ceva peste puterile sale sau cu cartea asta, persoana de care voi întrebați aici, și dacă știți și dacă nu știți, dar în preajma voastră se simte ca și cum e ceva ce nu poate înțelege. Simte ceva ce nu poate înțelege, simte atât de multă bucurie încât nu știe cum să... și emoție, încât nu știe cum să și-o distribuie, cum să și-o țină în frâu, da? E ca și cum îi vine să danseze, sunteți drogul acestei persoane. Cam asta ar vrea să vă transmită, că sunteți soarele, că sunteți cel mai puternic drog pentru această persoană. Bun. Își imaginează, visează la voi, se gândește foarte profund la voi. Vedeți voi, de multe ori, și dacă există tăcere între voi doi, chiar dacă fiecare, să zicem că, nu știu, aveți situații diferite, lucrurile astea sunt posibile. Sunt posibile, chiar dacă ascunde omul ăsta anumite lucruri de voi. De multe ori să știți că atunci când nu știm ce să facem cu emoțiile, fugim de ele.
Deci, în unele cazuri, este posibil ca persoana asta chiar să fugă de voi și voi să ziceți, vai, dar de ce se ascunde de mine, de ce fuge? Fuge pentru că nu știe ce să facă cu atâta intensitate, da? Simte foarte profund și nu știe ce să facă. Și atunci încearcă să se elibereze, încearcă să fugă, pentru că își pierde controlul asupra propriului corp, în preajma voastră. Și fiind atât de copleșit de emoții, copleșit de anumite sentimente, și atunci nu știe ce să facă cu ele. Și preferă să fugă. Sunt multe cazuri în care se întâmplă lucrul ăsta. Bun, ce avem aici? Distanță și înstrăinare. Deci, în unele cazuri, posibil, foarte posibil, să fie o distanță între voi doi și să simtă că legătura dintre voi doi s-a înstrăinat cumva. Vedeți, în ambele cărți avem globul, da? Ca și cum e o distanță între voi. În alte cazuri, dacă nu este distanță fizică, este posibil să simtă că voi vă distanțați sau că această persoană își dorească să se elibereze un pic pentru a mai relaxa situația. Bun, hai să vedem ce avem aici. Ce mesaje v-ar mai transmite această persoană? Ce ar vrea să vă spună și nu poate? Ce ar vrea? Măi, s-au întors multe cărți. Nu pot să le iau așa un grup întreg. Ce ar vrea? Ce și-ar dori să vă spună și nu poate? 10-le de spade. Opa. 10-le de spade vine cu trădări, cu încheieri în care tu te simți dărâmat, în care tu suferi. 10-le de spade vine atunci când tu te desparți de cineva. În unele cazuri e posibil ca voi să fiți la distanță și atunci persoana asta se simtă că a fost trădată sau că a fost lăsat pe din afară, că cu 10-le de spade tu suferi aici. E suferință. Da, e atunci când te desparți de cineva drag sau cineva drag ți este la distanță, nu poți vedea, nu poți atinge acea persoană și atunci tu suferi foarte mult. E o suferință, dar o suferință pe care o duci tu. Da? O încheiere în urma unor trădări, în unele cazuri, se simte înjunghiată pe la spate persoana asta și tot așa. Există și o exagerare totuși în 10-l ăsta de spade. Doiul de pentacule. Opa, în unele cazuri este posibil ca voi să fi ales pe altcineva sau să fi jonglat aici între două lucruri, între două situații, între două persoane și atunci persoana asta să se simtă trădată. Da, pentru că eu asta văd aici. Că persoana asta se simte trădată datorită faptului că cineva s-a tot jucat. Hai să vedem ce ar vrea, ce mesaje mai avem din partea acestui om pentru voi. E posibil, regele de cupe vine cu sentimente puternice. Ce ar vrea să vă mai spună, să vă transmită omul ăsta? Ar vrea să vă transmită faptul că încă simte foarte multă iubire pentru voi. Regele de cupe vine cu multă iubire asumată, cu sentimente puternice, cu, vedeți, până și privirea acestui om, cu simpatie, cu dragoste, cu iubire, încă se uită la voi, indiferent de ce s-a întâmplat între voi, indiferent că au existat trădări sau nu. Și acum, dacă persoana asta a trădat, să zicem, dacă mulți îmi veți spune, păi stai că nu eu, de fapt el a trădat, ok, el a trădat, dacă el a trădat, să zicem, și el a pus capăt, se tot uită, se mai uită în spate, încă se uită, să știți. Încă mai are ceva pentru voi. Încă mai există ceva. Ce ar vrea să vă mai spună?
Cavalerul de bâte. Cred că își dorește o revedere cu voi. Își dorește o revedere. Cavalerul de bâte, poate că aici au fost trădările, poate că ceva nu a fost constant, poate că relația asta dintre voi doi a fost cumva on-off sau nu a fost constantă, nu prea a știut ce fel de legătură este că a fost din partea voastră. Ceva nu a fost serios aici, da? Cavalerul de bâte nu e serios, e o persoană care nu e serioasă. Și asta a dus către sentimentul acela de trădare, da? De încheiere, că vrei să pui capăt, unul dintre voi a pus capăt categoric. S-a îndepărtat de celălalt, s-a înstrăinat. Și carul mi-arată clar că încă își dorește să revină, își dorește să mai facă ceva. Ia uite, doiul de bâte. V-am zis, în unele cazuri e posibil să fie o distanță și persoana asta să aștepte încă să aștepte. Interesant. Se tot gândește la voi, să știți. Eu am impresia aici că aici e o iubire care... Persoana asta s-a simțit foarte bine în preajma voastră, da? Mi-arată aici bucurie, mi-arată că persoana asta a avut sentimente extrem de puternice vis-a-vis de voi. Nu știu ce s-a întâmplat aici cu înstrăinarea asta și cu distanța, voi știți mai bine, cu trădările astea, cu încheierea, cu jonglatul. Cineva tot a jonglat aici între două situații, două opțiuni. Dar văd că persoana asta încă se uită către voi, încă se uită cu dragoste către voi. Deci dacă voi vă doriți împăcare, iau de asul de bâte. Ce aș mai putea să mai spun aici este faptul că se simte foarte atrasă din punct de vedere sexual de voi. Avem cavalerul de bâte, avem asul de bâte, deci asta e atracție fizică, da? E atracție fizică foarte mare, foarte mare. Dorință, da? Sunteți în fanteziile acestui om. Ce ar vrea să vă mai spun? Asul de pentacule. Eu am impresia că aici totul a început, vedeți voi, totul a început ca și o aventură, da? Dar între timp lucrurile s-au schimbat sau persoana asta vrea să schimbe lucrurile. Pentru că deși la început totul părea a fi o aventură cu asul ăsta de bâte, da? Ușor, ușor a început să simtă lucruri vis-a-vis de voi, a început să simtă că vrea să transforme totul în ceva stabil și se tot gândește aici cu spânzuratul unde stă întors invers, se tot gândește și încearcă să găsească o soluție. Hai să le și clarificăm, să vedem. Și aici avem regina de bâte, iarăși atracție fizică foarte mare. Da, persoana asta, în cazul în care sunteți o doamnă, persoana asta se simte foarte atrasă din punct de vedere fizic de voi. Ok, sunteți așa ca și un magnet. Hai să vedem, încercăm cărticele astea micuțe, pentru că aici văd că este atracție fizică foarte mare. Bun. Ia să vedem, regele ăsta de cupe. Simte și iubire, simte și atracție. Asta e bine. Și pasiune aici pentru voi, multă. Ia să văd. Șasele de cupe, wow, ce conexiune frumoasă. Șasele de cupe este conexiunea aceea de suflete pereche, suflete gemene, când tu te știi de foarte mult timp sau ai senzația că tu cunoști persoana asta de foarte mult timp. E ceva special între voi. Ceva special. Asta simte persoana asta, că e ceva special. Da? E ca și cum nu-și poate lua ochii de la voi. Bun. Cavalerul de bâte. Dar totuși se simte trădat în acest moment. Zecele de bâte. Zecele de bâte, zecele de spade. Zecele de bâte reprezintă apăsări sufletești mari, remușcări, împăratul, iaute. Remușcări, apăsări și lucruri de genul ăsta. Și optul de cupe. Măi, unul dintre voi a plecat, s-a îndepărtat, s-a retras. Și iarăși zecele de spade. Zecele de spade de două ori.
Faptul că văd aici că a apărut și un împărat, da? Împăratul și regele de cupe, deci e clar că sunt două persoane. Deci v-am zis, nu știu ce o să spuneți voi, dar mie așa mi iese, deci nu știu cu e citirea, probabil că nu este a tuturor. Mi-arată clar că energia feminină a jonglat între două energii, da? Tot a jonglat între două energii, între un împărat și un rege de cupe. Și aici avem optul de spade. Aici s-au creat blocajele. Aici s-au creat blocajele. Deci în momentul în care persoana asta de care voi întrebați s-a simțit trădată, a început să... Cam asta ar vrea să vă spună, că s-a simțit trădată, că a suferit din cauza voastră, că a simțit că voi mai aveți și altă opțiune, că a știut sau na, a descoperit lucrul ăsta că mai aveți și altă opțiune, că a simțit foarte multă pasiune pentru voi, că și-ar fi dorit să ducă relația asta la un următorul nivel, da, să facă ceva stabil cu voi de durată împreună, dar ce s-o fi întâmplat aici nu știu, voi știți mai bine că s-a simțit trădată persoana asta, dar încă mai se uită către voi, încă se mai uită. Simte foarte multă atracție fizică, da, simte lucrul ăsta. Și aici, ia să vedem, și încă vă așteaptă și justiția, așteaptă ca lucrurile să se pună la punct, să se facă dreptate, să fie corecte până la urmă cu justiția. Și, deci așteaptă să se facă dreptate, cam asta așteaptă. În alte cazuri așteaptă ca voi să ieșiți dintr-o anumită legătură și asta poate fi în cazul în care știți că voi sunteți într-o altă relație, să știți că persoana asta așteaptă sau își dorește foarte mult ca voi să puneți capăt unei alte legături, să vă înstrăinați, să vă îndepărtați de o altă persoană. Bun. O schimbare destul de mare și iarăși cavalerul de bâte, da, atracție fizică foarte mare, foarte mare, schimbare mare, schimbare de la ce? De la atracția asta fizică la ceva foarte stabil, da? Uh-huh. E ca și cum la început a intrat cu voi într-o relație pentru că s-a simțit atras fizic de voi, dar între timp lucrurile au început să iau amploare și să se simtă mult mai... atras să facă ceva alături de voi, să construiască ceva, să muncească alături de voi. Și aici, Marea Preoteasă și Spânzuratul, sunt lucruri secrete aici. Ia să vedem noi ce lucruri secrete, nebunul. Da, că ar lua oricând de la zero cu voi. Că s-ar arunca într-o nebunie, într-o aventură cu voi, da, și-ar merge către ape mai limpezi, ar clarifica anumite lucruri. Vedeți? Ar vrea să meargă, să facă ceva alături de voi. S-ar lăsa condusă persoana asta, văd de voi. Nouăle de pentacule, să știți că are așa un fel de obsesie pentru voi. Vedeți voi, în cărțile astea e ca și cum măcar un fir de păr, măcar o șuviță de păr, dacă ar avea din... de la voi. Da, cam asta simt aici. Și asul de spade. Tot ași, 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 încheieri și începuturi, încheieri și începuturi. Și iarăși avem carul. Eu zic că indiferent de ce trădări au fost aici între voi, de ce s-a întâmplat în trecut, nu știu, voi știți mai bine, vrea să șteargă cu buretele, să știți. A trecut peste ele. Vrea să-și le șteargă cu buretele. Dacă el v-a greșit, vrea ca voi să iertați și să luați totul de la zero. Dar dacă voi ați greșit, să știți că persoana asta șterge cu buretele, vrea să șteargă totul cu buretele și să o ia iarăși de la zero cu voi, să o ia de la zero, zero, pentru că persoana asta se simte foarte atrasă de voi, foarte atrasă. Și iarăși tot văd justiția aici și cinciul de spade. Eu zic aici că voi, doamnelor, sunteți într-o altă relație, iar persoana asta tot stă și așteaptă ca voi să încheiați o altă legătură, o altă relație. Asta i-ar aduce foarte multă fericire. Ia uitați-vă, în secret s-ar bucura. Deci dacă voi vă știți că sunteți într-o altă legătură, da? Și întrebați de o persoană care voi știți cine o fi, în sufletul vostru acolo, să știți că omul ăsta s-ar bucura tare mult dacă voi ați
divorța, dacă v-ați despărți și lucruri de genul ăsta, în secret s-ar bucura. Da, cam asta simt aici. Cam asta simt, cam asta văd. Bun, dragii mei, cam atât am avut și pentru voi. Eu vă pup, vă mulțumesc din suflet pentru prezență și sper că e ok. Nu știu, mesajele au fost total diferite de la numărul 1 la numărul 2, cu totul altceva. Na, nu știu, așa mi-au ieșit poveștile, așa vi le-am spus. Numai bine. Ceau, vă pup!